seara, domnule președinte. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, bine v-am găsit. Discutăm despre tânărul Petru Lucinski, despre studiile lui și despre ambițiile cu care a pornit în lumea mare. Eu deseori mă uit la copii. Mă mai plimb în parcurile cele noastre. Acum mă bucur cu mulți copii, văd mamele cu copii. Un copilaj, deodată se apropie, dă de mână, altul, de într-o parte, deci nu vrea să vorbească. Deci, într-adevăr, de mic copil, de acum, poți să vezi ceva, o perspectivă. Dacă vorbim de eu ca copil, cât mă țin eu minte, noi am fost 5 în familie, deci 2 surori, eu cel mai mic. Ca cel mai mic, înțelegi, întotdeauna trebuie undeva să du-te încolo, vine cu așa cum cel mai... Dar așa grijă pentru cel mai mic era manifestată. Și eram destul de năstrușnic, cum spune. Eu n-am fost așa huligan la bataie, nu. Da, fel de fel, cum spune la noi, șoti, știi? Șotios. Da. Mai departe, școala. Cum se formează omul? Eu tot îmi dau întrebările acestea câteodată. În clasa 5-a, țin minte, era așa o structură, comitetul școlăresc. Când, nu știu, atunci se organizează cum se vorbește, eu nu știam din clasa 5-a. Și eu am fost ales președinte comitetului școlăresc. Am ce se întâmplă. În primul rând, te-au ales. Mai departe, problemele. Ideea să ne permită să o competiție cu fotbalul, cu, de exemplu, să ne ducem undeva, trebuie duși la director de școală, la diriginte. Deci suntem, eu reprezint o grupă de acum de copii și mi-am dat deseori întrebarea aceasta, că așa se formează responsabilitatea. Fiindcă eu cuiva sunt dător. Și iată, vreau să vă spun că eu toată viața până acum am rămas dător. Cineva se adresează, cineva începând la un sfat și terminând, mult ne socot pe noi, că noi că avem acces peste tot, fost președinte de țară și mai departe. Nu, sunt lucruri exagerate, fiindcă viața e mai altfel. Dar permanent ești în datorie. Iată așa, s-a început viața mea, eu când am analizat din toată cariera mea, eu numai de 2 ori am fost numit. Am fost numit ca instructor la Comitetul Central a Comsomolului, atunci la tineret, încă eram încă student și m-au... Asta e o istorie întreagă, când te selectează, interesat cum te selecta, că m-au observat, că eu sunt om așa, tot timpul nu pot sta indiferent, tot timpul cu inițiativă, ai venit undeva, da, și te observă, hai să-l alegem, lasă să-ți manifeste. Și, deci, atunci am fost numit, puțin în oraș am lucrat încă atunci, mai departe, am fost numit, numai de acum când am plecat la Moscova. În ce an a fost asta? În 1978. Și încă o dată am fost numit ca ambasador a Moldovei în Moscova. În 92. În rest, eu am fost tot timpul ales. Și iată, vă spun că întotdeauna, cu toate chestia asta de responsabilitate și punctualitate, eu mă mir și eu acum. Eu sunt băiat de la țară. Noi, prin 52, numai lumină electrică aveam, cu lampă de gază. Dar tot știu că eu sunt punctual în minute și secunde, înțelegi? Așa m-am deprins. Tot timpul trebuie să particip undeva, trebuie să fie la timp și mai departe. E că așa m-am format, în condițiile satului. Mulți întreabă, cred că eu nu termin la noi atunci. Nu erau instituții în alte țări și mai departe. Așa cariera s-a plinit. Oamenii te observau, tu ține responsabilitatea asta, dar mai este cu o calitate că dacă tu ești, reprezinți pe cineva, mai ales în cazurile când reprezinți de cum întreaga, o categorie de oameni sau întreaga țară. Când am plecat la Moscova, eu mi-am dat întrebarea.
Nu sunt mulți, astea e cazuri, cum spuneam unul ăsta, o streacă timpului, și acum unii își dă o întrebare, a fost așa un conglomerat, un imperiu, dar din Moldovenia, a fost cineva acolo, vrei ajung la familia ta. Da. Deci, eu mi-am dat întrebarea, bine, aici nu sunt mulți moldoveni, vreau că după comportarea mea, după cum mă manifesta eu, să judeci poporul meu. Și mai ales asta am simțit când am plecat în Tajikistan. Am fost ales atunci ca secretarul al doilea, secretarul secund. Da, poate sunt vă câteva moldoveni acolo, dar eu să judeci pe țara mea despre mine. Așa se mobilizează omul. Și eu cred că fiecare om, în primul rând, el își reprezintă familia sa. Dar circulă niște legende despre prietenia dumneavoastră cu domnul Gorbaciov. Păi, Gorbaciov... Cum ați făcut cunoștință cu dumnealui? Foarte simplu, foarte simplu. Eu eram lider al tineretului. În anul? Am fost ales în 71 și... În 67 și în 71 am plecat. De acum la partidul cu partid. Am plecat în Mineral Nevoda, în Kislovodsk. Și acolo, liderul de acolo era un prieten de meu. Și hai, Gorbaciov tot se odihnește aici. El era primul secretar al regiunii ăsta, Stavropol. Hai să ne ducem să-l vizităm. Ok. Ne-am dus, ne-am cunoscut, ne-am plimbat. Eu m-am trecut câteva luni de zile și a fost o manifestație acolo unde am asistat și eu. Da. El a venit cu Raisa Maximovna și a fost la petrecerea așa, să înțelegem că eu, odată, sunt la un lucru, m-au ales pe mine Toma Danța și am văzut că nu prea i-a plăcut în Caucaz. Dar, urmă, când am trecut eu la Moscova, l-am întâlnit, el era încă în Stavropol. Eu am trecut prin iunie, dar el de acum a trecut prin octombrie, dar el a venit la alt nivel, el a venit ca secretar Comitetului Central. Dar m-am întâlnit cu el și iată așa perioada vieții, permanent undeva, eu țin minte când de acum eu lucram la oraș, eram conducătorul orașului. Și după întâlnire cu dâns, i-am trimis un agregat aici care făcea pregătire pentru... hrana pentru vite, a noștri au născocit lucruri, am trimis cu mașină încolo. Erau inventivi moldoveni. Da, s-au stabilit deja niște relații neformale. Așa. Noi dacă lucram în organizații mai mari, atunci petreceau seminare de astea, cum spune, de reciclare, nu știu, o dată, două ore în lună, înțeleg, dar câteodată câte o lună întreagă. Așa că ne cunoșteam cu tot arealul ăsta. Care sunt ideile cu care ați venit în politica moldovenească? Cu ce ambiții? Păi, uite, noi suntem în două perioade. Este perioada sovietică, când am trăit, care, cu părere de rău, acum nu mai încep a studia oamenii mai serios, fiindcă noi rupem din context. Că a fost perioada asta, deci cu deportări, cu toate lucrurile astea, și într-adevăr, A fost o nedreptate, un nivel de crimă, toate lucrurile acestea. Dar ele au fost condamnate, noi trebuie să știm că trebuie să ne comportăm și trebuie să ducem așa o politică, să nu mai repete lucrurile negative care au fost de așa proporție. Dar ce aici ține de să spunem, nivelul de trai a omului, eu toată viața m-am ocupat cu lucrurile astea. Noi, vă spun sincer, de exemplu, noi, așa dacă luăm în procente, dacă avem vreo 5% unde noi discutăm ceva despre cineva de conducători sau niște lucruri de astea, cum la noi ai auzit, noi nu aveam când. Noi permanent, dacă te întâlneai cu cineva, dar cum ai făcut așa? Uite, tu ai strâns așa o roadă sau ai construit așa o casă, dar de unde ați luat voi, dar cum ați făcut, dar cum ai făcut proiectul? Și începând așa, învățământ, toate celelalte. Deci era atmosfera de lucru, de făurire, de creație. Poți să vorbești cum vrei, dar acum mulți uită. Noi trăim într-un oraș, a fost construit mult.
Eu când aud toate lucrurile acestea de negare a tot, asta e un primitivism al nostru, un provincialism. Prin asta să ne numim ca provincie. Când noi luăm o parte de istorie și o punem așa cu o culoare numai. Aprofundează-te și vezi ce e bine și ce e rău. Că toată viața și viața oricărui om, tot e însoțită de toate chestiile astea. De fapt e mai bun, de fapt e mai rele. În politică, asta ar însemna că să te bazezi pe cele bune. Eu țin minte când Johnson, când a fost ales primar al Londrei, a spus că două cuvinte. Eu zic, da, predecesorul meu am să iau tot ce e bun, dar tot ce e rău, înțelegeți, am să mă stăvesc să înlăturăm. Gata. Dar trebuie de continuitate. Dacă nu e continuitate, apoi se întâmplă ce se întâmplă cu Moldova. Vedeți perioada aceasta de timp. Noi poate și într-o parte, poate ne ducem în altă. Și ar însemna că tu începi a construi o casă. Bun, în timpul ei să evite un proiect mai bun undeva. Tu poți să o demolezi și să pornești altă. Tot atât veșnic n-ai să ai casă. Termină ceva, până poți să modifici. Așa e în viața omului. Așa și în politică. Trebuie să iei niște lucruri bune și te clarifici. Băi, asta a fost chestia. Acum ce e bun și ce e rău? Eu mă mir de toate discuțiile astea care măr la noi, că la noi între lupta politică nu e ca o competiție, dar e ca o confruntare înverșunată, de distrugere. Unde se întâmplă? Noi nu discutăm că... Eu întotdeauna aduc exemplu cu sportul. Uite, iese la ring, este în sânge tot, însă s-a îmbrățișat și s-a terminat. Următoarea întâlnire. Noi imbibăm atâta ură. Eu vă spun sincer, eu sunt foarte disperat chiar de toate chestiile acestea, că noi am băgat atâta ură în oameni, înțelegi? Cu ce vrei, cu informații, cu chestii politice. Cum spune un întreg de ce se întâmplă în jurul nostru. Și nu numai în Moldova, noi trăim într-o realitate. Noi vedem acum ce înseamnă, că da, poți trăiești aici, dar tu ești o parte a unei regiuni, a unor probleme mai complexe, mai ales. Noi simțim chestiile astea acum, când este confruntarea asta între războiul Rusia, Ucraina, toate. Societatea este divizată. Noi de acum începem mai comparăm. Cum trebuie noi să ne comparăm? De ce? Comparația aceasta trebuie să ne aducă la o tendință să ne clarificăm ce e bine și ce e rău. Cu părere de rău. Recent am sărbătorit ziua presei independente. Spuneți-vă, rog, cum era presa în perioada guvernării dumneavoastră și cum este presa la momentul ăsta? Eu cu presa am avut de-a face toată viața. Am fost membru unii jurnaliștilor din Moldova și așa mai departe. Am avut aici în virtutea funcției care... Eu țin minte că noi am observat că noi nu avem facultate de jurnalism. Și atunci trebuia să iei permisiune Ministerului din Moscova, Uniunii Sovietice, ca să deschidă facultate. Era Iliutin, ministrul Uniunii, eu i-am scris scrisoare. E clar că noi aici am convenit la conducerea că trebuie să avem așa o facultate. Și eu i-am scris, am vorbit cu dânsul și s-a deschis facultatea. Nu știu prin ce ani au fost, 74-75, când s-a deschis facultatea aceasta. Atunci, ca să vii la facultate, trebuie să ai recomandare. Oare din locul de muncă, oare atunci cei care erau ca membri Uniunii Tineretului, recomandare de acolo, nu puteai să vii așa pur și simplu. Deci, era o selecție, cum era și la juridică. De exemplu, eu, când am terminat școala, am dat documentele la Institutul de Juridic din Harkov, atunci era unul din cele mai vestite. Am primit documentele înapoi, încă țin minte, ministrul justiției Lungu, așa v-a zis cândva, era acasă, prestam lucrul ăsta. Că nu putem, fiindcă trebuie să aveți staj de muncă de 2 ani de zile. Și, deci, era o selecție anumită. Acum, eu am avut de-a facere aici și lucram, bine, era presă de partid. Aproape toate era de partid aici, fiindcă eu dacă conduceam, erau niște mecanisme, înțelegeți, care să... Dar vreau să vă spun că nici nu puteți să vă credeți. Nici nu pot compara în ce măsură noi făceam niște presiuni asupra presă cu ce se întâmplă astăzi. Era destul de lejer. De ce? Fiindcă
nici cei care lucrau în preș, ei știau limita. Și erau niște cazuri când făceau niște abateri, dar așa, vreau zic, lucrau în cadrul, dacă era revistă de o femeie moldovă, cu sfera lui, dacă era pentru tineret, pentru tineret, dacă era chipăruș, era chipăruș, la mai departe. Când am venit ultima oară ca membru biroului politic, eu am fost responsabil de presă în Uniunea Sovietică. Iată, până în ultima zi cât a fost Uniunea Sovietică. Da, ne adunam odată, cam odată în lună, ne adunam, erau vreo 40 de vreau zic, ziare, reviste și mai departe. Erau de partid, erau fără de partid, înțeleg, de puteți să-i invităm. Era așa, spune, o discuție de coordonare. Dacă se spui că uite, chestia asta e interzisă, da, erau lucruri interzise, că nu eu le interzis, regimul de atunci. Dar redacția putea să se permite, avea destul de un spectru destul de larg de probleme care putea să se abordeze. Și reacția la presă era extraordinară. Mai ales dacă era ziarul Pravda, dacă te-au criticat în ziarul Pravda, ziarul Pravda, pe clar, te-ai eliberat de lucru. Presa era așa ca un instrument foarte, foarte atent, ca la chirurg. Era foarte puternică, da? Foarte. Dar la momentul actual, cum vedeți presa din Republica Moldova? Da, eu vreau să vă spun că deci nu mă pot descurca, fiindcă e un haos, văd eu. Da, sunt însă, vreau că de la emisiune la emisiune, dar văd încă o dată foarte mult superficial. Noi, în general, noi moldoveni, noi avem specificul ăsta, nu ne place exteriorul. Dacă e nuntă, dar pe nuntă, înțelegi, dacă e mașina, pe de cea mai înțelegi, lasă, cum îi spunea unul, că a venit 10 litri s-au alimentat la astea, numai, o mașină extraordinară, dar trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine. Eu am scris la lucrurile acestea, am o carte Moldova și Moldovenie, dar unii am încercat, înțelegi, să spun și despre lucruri, despre ce sunt de tipul psihologic, dar vorbim de un popor, de astea întotdeauna sunt lucruri, este economie, este teritoriu, este limbă și mai departe, dar este un moment că se merge de tip psihologic. Neamțul e neamț, deci chinezul e chinez, înțelegi, dar noi suntem moldoveni. Și cum sunt moldovenii? Moldovenii e un tip de oameni care e foarte interesant, că toți care vin în Moldova, aici care lucrează în misiune diplomatice sau în organisme internaționale, care se zice, plâng când se duc. Și copiii din familie. Citesc un băiat din Marea Britanie, acum dacă poate ați citit, zice, el scrie, un blogger, tânăr. Și zice, dar m-am schimbat biletul de câteva ori, nu mă pot rupe de aici. Cu tot provincialismul ăsta, noi avem o prioritate. În ce constă? Omul și natura. Noi suntem, da, trăim în centrul naturii, da, cu diferențele anul acesta, dar e un spunem așa, un loc prielnic pentru dezvoltarea omului, ca ființă. În a doilea rând, moldovenii sunt mai domoli, mai liniștiți. Dacă, de exemplu, tu știi, dumneavoastră, din ce raion sunteți? La nordul Republicii, în Râșcani. Râșcani. Eu am început activitatea când aveam 21 de ani, eram curator pe Râșcani, Sânjirei și Soroca. Dacă știu Râșcani, pe motocicletă de toate părțile, ți-ai, da. Deci, la noi în familie era așa, în beci era ceva care, hai să mâncăm. Asta trebuie să o lăsăm, poate vine pe un oaspete. Dar dacă mai vine un om străin, ce e mai bun, noi punem pe masă. Vreau să vă spun că nu mult popoare au chestia asta. Cu toată ospitalitatea care sunt, știm noi, în Caucaz și mai departe, noi avem o, să spunem așa, o componență de sinceritate așa, și de loialitate. Și asta le place la oameni. Înțeleg. Noi suntem primituri și toate avem grijă. Iată, asta, de ce, în ce constă o politică eficientă? Ca politica să reflecte starea de spirit acestui popor. Da, toate constituțiile, știți, 3-5 din constituții lumii sunt democratice. Dar sunt toate diferite.
Eu aud nu de mult un băiat din Parlament, îmi pare că Constituția a fost scrisă de agenți bolșeviști, nu știu. Ați trebuie să fii un bolnav de măcar vorbești, fiindcă Constituția se vede că face așa autor. Iorgovan, de zi, care făcut în România, noi cam paralel am făcut, da. Sub Consiliul Europei, nu știu cum eram în Consiliul Europei, în zi, lucruri care reflectă starea de spirit specific acestui popor. Eu, odată în Parlamentul României, când începusem activitatea, le-am adus așa un exemplu. A venit o delegație când era Republica Federală Germană și Democratică Germană. A venit din Republica Federală Germană, Moscova, o delegație. Și dă o întrebare așa, parcă cu cum, care e atitudinea față de Karl Marx și Friedrich Engels. La care nemții au spus așa, deci noi avem o atitudine pozitivă față de ei, ca să avanță. Dar ce ține de politică, noi ne conducem de cerințele electoratului. Și iată, Diana, aici e problema la noi. Sunt două lumi diferite. Eu mă uit toți anii, 30 de ani, oamenii la întrebarea sondajelor spune, cum credeți dumneavoastră Moldova merge pe cale dreaptă? Cel mai jos, mă tin că a fost, nu știu, mă pare până la 60% au ajuns care spun că nu pe cale dreaptă. Eu, tată, hai să întrebăm, dar și poate oamenii vor altceva. Deci oamenii, noi dacă nu reflectăm cerințele oamenilor, cerințele oamenilor sunt cele care am pornit noi vorba. Cerințele oamenilor sunt începe de lucruri elementare. Iată de ce astăzi noi avem un tablou foarte interesant. Din punct de vedere extern, eu vreau să vă spun că în toată perioada de independență Moldovei, noi așa susținere și așa atitudine n-am avut niciodată. Da, am fost tratați bine. Eu încă discuție cu Jacques Chirac, când a fost el aici, eram numai noi în doi. Și el zice, uite, sfatul meu, să ai grijă de reputația poporului tău. Fiindcă sunt diferite popoare care nu au reputație, noi nu putem să facem nimic. Deci reputația noastră a fost întotdeauna bună în Europa, moderată. Dar acum? Și deci, din punctul ăsta de vedere, noi avem o atitudine extraordinară, care trebuie să o folosim rațional. Să o folosim unde? Să o folosim în problema a doua, ce e în interior. Ca nivelul de viață a oamenilor și confortul care tindem, oricare conducere politică spune că trebuie de făcut o viață confortabilă pentru poporul tău. Pentru asta trebuie de folosit la maximum. Asta și arta conducerii, cum spune, știți că nu înțeleg, dar fraza asta că arta posibilităților, politică e arta posibilităților, dar posibilitățile acum, din punctul ăsta de vedere, sunt extraordinare. Dar haideți încă să mai rămânem puțin la începutul anilor 90. Spuneți, vă rog, cum considerați, cine se face vinovat de destrămarea Uniunii Sovietice și dacă a fost asta o decizie corectă? Deci, ori personalizăm chestia asta. Când spune că asta a făcut-o Gorbaciov, asta a făcut asta. Așa e omul format, înțelegi, fiindcă noi, în principiu, toată istoria noastră, nu numai ca stat, dar trăitorii, spunem, acestui pământ, noi tot timpul am trăit sub cineva. Începând, bine, noi mergem mai activ, mergem de la destrămarea Romei, de la Dacia, spunem așa. Omul e format așa, că tot timpul a fost un conducător. Că noi și de modul de guvernare a Moldovei, tot se discută până acum, înțelegi, care e cu cel mai bine. Deci omul e de prins așa, și răspunde unul, dar sistemul democratic presupune obligatoriu trei puteri. Deci asta e puterea legislativă, parlamentul, asta e puterea executivă, guvernarea, puterea judecătorească. Dar mai departe, Constituție și toate Constituții sunt care separat, deci lucrează, dar colaborează între ele. Asta ce ar însemna? Eu nu știu, eu aveam așa un instrument. Că eu odată în lună îi adunam pe toți reprezentanții acestor trepte. Și discutam, așa cum spune, fără ordine de zi.
pur și simplu nici nu înșezam la masă, așa la fotoliu, de uite, cum e la tine, ce se întâmplă, cum facem noi așa, fiindcă țara e una. Eu când aud toți, dar noi avem acum, și în general, în problema guvernării, instrumentului, mecanismului de guvernare în Moldova, trebuie discutat cumva. E foarte îngreunat, un mecanism nemaipomenit de sofisticat, de încurcat. Noi avem o mulțime de organizații care spune, noi suntem autonomi. Autonomi în sensul activității lor, în realizarea acelor scopuri care sunt puse în fața lor. Dar ei extind chestia asta și nu v-am amestecat. Păi bine, dar țara e una. Și deci, fără colaborare între ramurile de putere, nu măr lucrurile. Fiindcă, încă o dată, eu, de exemplu, dumneavoastră, oameni de rând, nu mă interesează chestiile astea cum activa, mă interesează rezultatul vieții. Dar nu se reușește, fiindcă o foarte multă energie se duce în discuțiile și să nu vagă, fără niciun fel de sens și mai departe. Deci e când vorbim noi de Uniunea Sovietică, da, au fost lucruri bune, cum toți, la oricare imperiu, cum spun, toate imperiile. În principiu, dacă vorbim de literatură mondială, de apreciere în domeniu, ăsta spune că imperiile au avut lucruri pozitive, dar toți știu că imperiul se nasc și dispar. Ce s-a întâmplat cu Uniunea Sovietică? Un principiu care trebuie să-l cunoaștem, oricare care se duce în politică trebuie să știe, că societatea permanent are nevoie de reformare. Fostul președinte Bulgariei îmi spune, băi, uite, a noștri de ce spun că trebuie să fim în Europa? Fiindcă în Europa trăiesc bine. La care eu îi spun, zic, uite, de trebuie de avut în vedere că europenii, ei se nasc de acum în stăriți. Fiindcă niciodată, începând de la, chiar de la Revoluția din Franța 1789, când proprietatea privată nu a fost anulată niciodată. În Uniunea Sovietică a fost încercat să facă alt om. Omul sovietic, homo sovieticus, da, cum spune, da, că el are alt mentalitate, are, omul rămâne de ființă. Noi suntem animale în țări, dar cu conștiință. Dar avem niște obiceiuri, niște, hai, așa, brutal vorbim, avem niște apucături în țări, ca om. Și proprietatea privată intră în lista celor că omul are tendința asta să aibă ceva al lui. Ei n-au anulat-o niciodată și e clar că prin moștenire rămâne ceva, începând de la apartament, de la o afacere și așa mai departe. La noi, în mai 1991, au mai rămas iuni, iuli, august, au rămas 3 luni până la desființarea Uniunii Sovietice. Și atât în felul ăsta, când a venit Gorbaciov, s-a făcut analiza aceasta, că de fiecare dată a venit Malenkov, a venit Hrușov, a venit Brejnev, a venit Andropov, a venit Cernenko. Sistemul politic nu se schimbă. Cum a spus Lenin, Andropov a încercat. La un moment dat a spus că chestia asta nu e dogmă. Lenin a spus-o când? Dar noi trăim în altă parte. Vă zic, trebuie să te mai uiți afară, voi deschide fereastra. Gorbaciov, vă spun cu toată cunoștința care știu foarte bine, el a avut intenții bune, a avut intenții de transformat Uniunea Sovietică, nu de lichidată, dar într-o formă nouă. Eu am avut două propuneri, public, odată, și amândouă le-am făcut public la plenarele Comitetului Central. Odată am spus așa, hai să încheiem măcar un acord economic, uniune economică, fiindcă politică nu se reușea. Nu, Gorbaciov zice, nu, și vorbești tu, Piotr, cum se spune, nu știu, dacă nu schimbăm politic, eu zic, da, dar dacă noi politic nu reușim, măcar cumva să menținem chestia asta economică, oamenii să nu suferi în rezultatul acestea, trebuie o înțelegere, cum fac țările civilizate. Da, o înțelegere. Bine, Cehia și Slovacia, cel mai bun exemplu, că ei s-au divizat tot. Eu țin minte de fața ochilor mei, că eu eram ambasador anunțer, era ambasadorul din Cehia și din Slovacia, zic, cum s-au divizat ei, liniștit, s-au înțeles și tot. Noi acum, în anul 2023, țara noastră, Republica Moldova, este exact în perioada în care are nevoie de o reformă, luând în considerație că ni se tot vorbește despre integrarea în Uniunea Europeană. Sau am întârziat, sau este momentul potrivit? Cum vedeți această situație?
Deci, cum am spus, când s-a distrus Uniunea Sovietică, din primele zile a existenței Moldovei, orientarea europeană, la general, a fost prezentă. Noi cu asta am început-o. Altceva, cum în mod, sistematic, ce aici trebuie de făcut pentru integrarea europeană, mulți iar superficial. De ce noi n-am intrat? De-a ca baltici. Oamenii n-au cunoștințe deloc. Vă spun sincer, noi când în 91, în 90, noi am părit-o mai înainte încât de distruge Uniunea Sovietică. În 90, când profesor de la ULIM declară în Parlament că noi cu patlajele noastre să înnecăm Europa, domnilor, asta pur și simplu infantilitate totală, înțelegi, că nu cunoști deloc economia de piață. Deci, tot timpul noi am menținut la oameni că lucrul ăsta e ușor. Că nu mai trebuie să intrăm în Uniunea Europeană, înțelegi, gata. Dacă suntem acceptați, gata, guleai cum vrei. Dar cu părere de rău până acum toate lucrurile acestea, înțelegi. Fiindcă integrarea în Uniunea Europeană, dumneavoastră, dacă vreți să intrați la universitate, trebuie să aveți ori liceu, ori colegiu. Nu poți intra mai repede. Așa e aici. Noi avem oameni și oamenii s-ar întoarce, dar cred că nu mult. Și nici nu trebuie depus scopul ăsta de întorci oamenii înapoi. Cum ai să-i întorci? Prin decret? De la independență și până în prezent s-au perindat multe guverne. Aici, în Republica Moldova, spuneți-mi, vă rog, în perioada cărei guvernări țara noastră a trăit vremuri bune? Ce înseamnă guvernare în Republica Moldova? Asta e prima întrebare care trebuie să ne descurcăm. Deci, noi am adoptat o Constituție, plafonul cel mai înalt al democrației. Noi am adoptat o Constituție foarte modernă, că e apreciată în Europa. Dar am văzut că nu putem însuși, fiindcă încă o dată trebuie să ai și oamenii respectivi care trebuie să înțeleagă și să facă lucrurile acestea. Deci e guvernarea acolo care are pârghile respective, are instrumente de realizare a unui program. Dar cum s-a întâmplat la noi? Noi am avut sistemul, de exemplu, la început, până în 94, din 94, semi-prezidențial, da, dar peste tot, deci segmentul legislativ predomină, în general predomină, vreau zic că legislația. Parlamentele, vreau să vă spun, poate asta e unica funcție, globul pământesc, cea mai responsabilă, e deputat. Nu răspuns de nimeni. Da, în interior, acolo, ai comisie, una, dar trebuie să duci. Dar, în principiu, omul ăsta poate să facă ce vrea, în sensul, are păreri și așa mai departe, nu în sensul de încălcare a ordinii publice, dar el nu are obligațiunea aceasta să răspundă. Răspunde de acum guvernul. Guvernul care e numit de parlament. Noi am avut două guvernări. Guvernarea în timpul comuniștilor, când era Voronin, și guvernarea de astăzi, care au instrumentele totale, au parlament. Și ei poate să hotărați oricare întrebare și de acum tu nu te superi pe cineva, dar dacă ți-au pus legea în față, tu ai de face de acum cu legea, nu poți să încalci legea. Și de ce? Cel mai eficient s-ar părea că să aici, unii tu poți realizezi un program anumit. La început perioada când a fost domnul Snegur, a fost o perioadă în general foarte complicată, perioada de distrugere, că se destrăma tot, înțeleg, de fiecare dată trebuia să intervii, cu atât mai mult că au fost problemele acestea de conflict interior, știți, de care. Eu când am început la Parlament, în Parlament era o putere, dar foarte puțin timp, pe urmă s-au dezbinat. Tradiția moldovenească.
s-au supărat unul pe altul, știți, s-au dizbinat. Și cred că a fost vreo un an și ceva, pentru legislație. Eu știu că juriștii apreciază că în timpul acela era totuși o legislație în cum spune, închegată, mai clar că era o putere care putea să, atunci și Constituția și toate cele, o mulțime de legi au fost adoptate. Mai departe se începe chestia de a consulta, de a înțelege cu cineva. Acum, e viabilă chestia asta pentru Moldova? Da, e viabilă. Fiindcă, iar pornim ce aici am vorbit, pornești la societate. Societatea e dizbinată. Sunt oameni cu diferit. Noi suntem, în general, o țară foarte complicată din punct de vedere. Istoric, etnic, deci, de guvernare, orientarea oamenilor, e foarte diferită, dar în principiu în două. Noi am avut două părți. Oare la răsărit, oare la apusul românesc. Iată noi cei din presă observăm zilnic că țara noastră primește tot felul de ajutoare din partea partenerilor externi, sub formă de donație, credite și așa mai departe. Spuneți-mă, rog, în perioada guvernării dumneavoastră, partenerii externi erau la fel de generoși? Despre ce am vorbit noi, în toate este istorie. Atunci, dacă vorbim, de exemplu, anul 99, așa de acum a fost, mai puțin de linii după 98, da. Păi, în 99, după cum țin minte, noi am avut numai două, dar în formă de credite, așa, o dată de 60 de milioane și aproape cu dânsile am achitat procentele care din 92-93 care am luat credite. Și 35 de milioane, iar și din Banca Mondială, cu care noi am răscumpărat 120 sau 140 de milioane de dolari în fața Gazpromului, pentru ani tot folosiți de gaz. Atât. Dar cum considerați ce s-a schimbat? De ce și-au schimbat ei atitudinea față de țara noastră? Nu, că asta e în creștere. Așa era perioada. Și noi încă nu ne cunoșteam, înțelegi, noi numai ne stabilisem, mai ales după criză. Dar nu era chestia asta, unii europeană. Ca să iei 100 de milioane la unii europeană, nu știu, văd 2 ani de zi trebuie duci discuții. Acum eu în fiecare îți aud miliarde. Deci, ca să vă... Ca ce înseamnă și Moldova. De exemplu, în anii aceia, noi pe zi strângeam, vine un buget, 6-7 milioane. Acum știți cât vine? 170. De 25 de ori s-a cât mai mult. Bugetul în Republica Moldova, în 99 erau 3 miliarde, acum 65. Bugetul de stat. Deci, sunt diferite categorii. Cum apreciați activitatea actualei guvernări? Face ea față crizelor cu care ne confruntăm? Guvernarea de astăzi, ea tot are de acum, spunem așa, cum tot crește. Tot se dezvoltă. Deci, ei au venit, în viziunea mea, cu multe iluzii, necunoscând situația reală, fiindcă este o regulă în viață, în general, în politică, în deosebire. Trebuie să puneți de la realitate. Da, sunt dorință, sunt lucruri care nu le admiți, dar ele sunt în viață. Trebuie să gândești cum să le depășești. Deci ei au venit cu iluzii că noi facem tot, înțelegi? Da, avem planuri bune, avem gânduri bune. Fraza care eu des aud, noi ne dorim. E clar că ne dorim. Dar realitatea e cu tot alta. Mai ales s-a implicat nenorocul loc, s-a implicat criza asta economică. Nu ce să-i faci? Aici trebuie să recunoaștem, înțelegi, cu cine ai, poți fi cu 7 stele, înțelegi, dar... Și de ce? Dar ei cresc. Eu văd, înțelegi, unele lucruri, niște simptome bune. De exemplu, eu aud de acum la Ministerul Agriculturii, vorbesc de niște lucruri că trebuie să avem vitărit,
trebuie să trebuie de vedere, trebuie să ai un plan, trebuie să ai vite, în primul rând, dacă vorbim de lapte și de carne, trebuie să ai vite, deși soiuri și așa mai departe, deși un lucru concret, care nu e la general să vorbește, dar e absolut concret, care trebuie să mobilizezi toți oamenii, specialiștii, înțelegi, să atingi aceste scopuri. Mai departe, irigarea. Mare plăcere am auzit că noi fără irigare, mai ales în reieșind din climă de astăzi, noi am avut un nuțenit, cât 130-140 mii de hectare, cât aveam acum, avem vreo 30 ani, da. Deci, numai decât, asta e o direcție care dacă nu asiguri, n-ai viitor, înțelegi, în dezvoltarea agriculturii. Și așa mai departe, în sistemul energetic ceva, înțelegi, avut. Domnule președinte, astăzi este 9 mai, autoritățile ne spun că sărbătorim Ziua Europei. Spuneți-mi, vă rog, ce le spunem buneilor noștri care toată viața au sărbătorit în această zi Ziua Victoriei? Chestia asta nu e așa de complicată. Nu e o complicată. Iată, vă uit eu, bine, așa s-a întâmplat, noi știm istoria, 8-9. În ce țară am văzut? Chiar și anul trecut la voi sau când am înțeles. Trebuie privit la lucrul ăsta foarte real. Care se duce, este o acțiune consacrată Europei? Duceți-vă acolo. Alții se duce consacrată victorii asupra fascismului. Unii, asta e contrapunderea aceasta. Eu nu găsesc. Asta o face, politicienii o fac, gândite, din cap aia să iese. Și ne încurcăm noi oamenilor. Care e problema? Care se răbărturiesc asta? Bunicului trebuie dispus, bunicului. Chestii, și acolo vorba de pace, de dezvoltare normală a oamenilor, înțelegi? Fiindcă Ziua Europei e consacrată asta. Și Ziua Victoriei tot, ca să nu mai fie războaie. Cum se întâmplă acum, în ce lună, în ce perioadă tâmpită, spunem așa, aș folosi și fraza asta, înțelegi? Fiindcă nu-i contrazicere aici. Deci, care se răbătorește? Nu de lansat chestia asta, nu de suprapus, că unul te-ai dus în colț. La noi așa, dacă te-ai dus aici, ești mai modern. Dar aici, dacă tu ești rămas în bun. Este treaba omul, așa se gândește el. Ce vrei să intre în capul lui chiar? Cu lenta asta, atâta zarbă cu lenta asta, înțelegeți? Atâta zarbă. Dar dacă au ieșit vă cu țăba cu lenta asta, și este, ce spui polițist la fiecare, nu ce facem noi? Și asta e război, ce? Nu bine a făcut, ce omul ăsta e agresiv. Dacă mai puțină atenție, de la sine trebuie să meargă lucrurile acestea și mai puține conflicte. Noi ne apropiem de final și aș vrea să vă rog să-mi caracterizați următorii actori politici ai Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, în câteva cuvinte despre Iurie Roșca. Care este părerea dumneavoastră? Iura Roșca? El a fost un exponent a timpului său. Deci el a prins momentul ăsta, că nu-i băiat prost, cum spune. A prins momentul ăsta. Dar cu părere de rău, cum și mulți alții, au folosit chestia asta, inclusiv și interesul lor personal. Mircea Snegur. Mie îmi spunea nu de mult unul, o persoană care a lucrat eu cândva, că el pe nedrept a fost înlăturat în timpurile cele, da. Și zice, eu aveam așa un sentiment, înțelegi, de ură, că îi nimicesc pe toți aici, așa mai departe. Înțelegi. Pe urmă, deci, nu știu cum într-o zi mi-am spus eu, Dumnezeu cu deși, Dumnezeu e judecătorul lui. Și așa de ușor mi-a stat. Și eu i-am iertat. Asta e esența noastră. Sunt niște lucruri care trebuie de iertat, unde luat, înțelegi. Mircea Stegur. Tot în aceeași ordine de gândire. El a fost, a prezentat perioada în care a trăit el. Iată, el prin firea lui era din popor. Și toată viața așa a fost, înțelegi? Vreau zic că chestia asta totuși a reușit să tempereze conflictele acestea. El nu era de pe partea unu sau... De moment, trebuia să reacționeze cumva. Igor Dodon. Da. Igor Dodon, totul e un exponent, dar de la altă perioadă de acum. Om activ, luptător,
multe lucruri se fac în jurul unei persoane sau alte, destul de artificial. Eu, persoana mea, poate să vă spun, câte prostii în jurul meu să vorbesc. N-au loc nimic cu adevărul. Dar el, nu știu cum s-a poziționat, că asta de acum, vrei, nu vrei, cum mi-a spus mie unul, și v-a spus adevărat, a vrut să intre. Era în politică și a vrut să mențină. A format un partid, altul, nu știu, mi-a spus. Deci, nu știu ce pot să fac, domnule. Mi-a făcut slava de tălcară, înțelegi, și nu pot depăși lucrul ăsta. Deci, la Dodon este problema aceasta. El a venit din... La moldoveni vorbesc, gașca asta, el din perioada asta lui Plăcatniuc și mai departe a venit. În ce măsură îi da și în ce măsură nu știu. Eu știu numai un lucru de la care am vorbit. El n-a dat nicio indicație când era la președinte, cineva să-l urmărească, la oameni de business am vorbit. Da, deși nu știu ce se vorbește, înțelegi. Deci sunt lucruri bune, dar situația a fost de așa natură și el nu le-a depășit la timpul său. Vlad Filat. Vlad Filat, tot e cam aceeași situație. Vlad Filat, el așa a mocnit un timp anumit, știți? El era, a venit cu partidul atunci, mie, eu nu-l cunoșteam atunci, dar cu primit Diacov, că era președinte Parlamentului, ia ca băiatul ăsta, înțeleg, să-l înaintăm. Vine grupă, vine partid, ei îl înaintează. N-am supus chestii de astea, nici verificări sau suplimentare. Mai în scurt, el și-a făcut cariera aceasta, dar istoric a venit la un moment când iar s-au săturat oamenii de o perioadă și vor niște schimbări. Și hop! Vlad Filat a apărut. Eu îi spuneam cuiva că el a început foarte bine. Chiar îi spuneam, chiar la același domnul Sneacru, era la o acțiune cândva. Și la a vorbit, nu știu cât acolo, 20 de minute. Eu îi spun, zic, mi-a păi, noi nu reușeam așa, înțeleg, chiar calculat, bine, a stabilit niște relații foarte bune. Și ce s-a întâmplat? Biden a fost aici, în perioada aceea, da. Și... regine de astea. Deci s-au făcut multe lucruri. Dar slabă, firea slabă că a dat să fie atras în niște chestii de un aferist cu mare experiență. Și la timpul său, vezi că așa e în viața omului, mai ales în politică, dacă n-ai prins momentul, atunci când el a făcut declarația asta despre pădurea asta domnească și mai departe, atunci trebuia de anunțat alegerile. Maia Sandu? Maia Sandu are ambiții, are pregătiri, dar, cum spuneam, sunt niște... are un lucru care eu cred că trebuie să-l depășească, să mă vadă cumva, cum viața se demonstra. Ea crede că omul se poate de schimbat așa cum crede. Ea crede din vreodată niște... modeluri mondiale, spune om, cinstit, fidel, datorie și așa mai departe. Gândește bine. Dar omul e puțin altul. Noi nu avem oameni sfinți. Deci e când se spune că noi am să venim și am să schimbăm în justiție și am să ducem. Întrebare, dar ei sunt moldoveni? Dar ei au învățat aici în școală la noi? Ei și n-au părinți, n-au cumătri, n-au nănași, n-au nimic. De ce vorbim noi? Domnule președinte, eu vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Recunosc, mai am întrebări. Noi nu am reușit să răspundem la toate, dar sper să mai reveniți la noi. Iar acum am să vă rog, poate aveți un mesaj pentru telespectatorii noștri. Poate vreți ceva să le spuneți? Spuneam la început, vă spuneam că eu sunt crescut la țară. Eu înțeleg așa, că noi, ca popor, dacă dispare satul, noi dispărim ca popor. Asta, știți istoria până la Străbunel, știți istoria? Nu prea. Nu prea. Noi așa suntem formați. De ce? Fiindcă noi tot timpul am trăit săraci, am trăit noi, avem istorie. Iată eu când am mai scris ceva, am mai scris despre mine, căutam.
căutam unde, înțeleg, foarte cu greu, am găsit eu tot până la străbunel, numai bunelul, numai de-abia țin minte. Că... Iată, eu aș vrea ca noi să nu dispărem din punctul ăsta de vedere, deși eu și chemă de revenit la dezvoltarea satului. Nu trebuie de adus în oraș tot. Hai să ducem oraș acolo. Vreau să vă spun că, de exemplu, Boeing-ul. Păi, 70% din Boeing-ul ăsta e făcut printre mici, undeva. Deci, ansamblare și toate chestiile astea unde am dat loc. De ce? Noi, dacă aducem niște investiții, trebuie de pus condiții. Băi, deschideți niște filiale la țară, la țară, la țară. Noi trebuie cumva să susținem acest nivel și oamenii o să stabilească și atunci ne păstrăm, înțeleg, și o să fim și satisfăcuți, o să fim și stimați din toate părțile. Eu când am avut turiștii ăștia care vin, înțelegi, dar noi putem să dezvoltăm, să facem foarte multe lucruri. Și spate de făcut. Acum avem o mulțime, dar încă e la nivel scăzut, înțeleg. Așa că participarea activă, să ținem de cont că noi avem o istorie, mai ales în formarea noastră ca om, și să fim demni de această istorie și de realitatea și de dorința care putem să o realizăm acum, numai fim într-adevăr împreună. Vă mulțumesc! Acestea fiind spuse, noi vă dorim o seară frumoasă în continuare și ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat.